Gânduri bune, de pace, liniște și abia așteptăm să cântăm pentru că vrem să dăm puțin din energia ACDC publicului aici la România. Mulțumim tare mult! Bine, mă, că știți voi să cântați bine AC/DC. Foarte bine! Ce zici, Florin? Nu sunt un mare fan al tributurilor. Curiozitatea mea legitimă este dacă aveți și muzica voastră. Deocamdată nu, acum lucrăm la primul album și urmează să iasă. Sunați a naibii de bine așa și ar fi păcat să rămâneți doar tributari lui AC/DC, ci să fiți voi înșivă. Asta mi-aș dori. Bravo pentru încercarea de astăzi. Fain sunteți! Eu sunt de puțin altă părere. Mie mi se pare că sunt formații care în ziua de azi nu mai pot cânta. Pur și simplu nu mai pot cânta și tributul dă șansa unor alte generații să audă de ele. Mi se pare că e un câștig pentru noi toți. Iar The Rock este unul dintre cele mai bune exemple, pentru că e foarte, foarte aproape de ceea ce înseamnă AC/DC. Nu numai ca înfățișare, ci și ca sunet și chiar și ca spirit. Florin Carinescu dă nu. Dar tribut lui Florin Călinescu, da. Mulțumim, Florin. Da. Păi, ne vedem în etapa următoare. Chiar dacă ar fi să reveniți tot cu un cântec din Back to Black, să știți că vă primim cu drag. Mergeți cu 4 de da. Yay! Mulțumim, Andy. Mulțumim, prieteni. Rock and roll.